este și reține de la colega noastră, Mirela Baltă. Te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineață! Știrea zilei este despre Lore. După ce s-a zvonit că va divorța de bărbatul cu care este căsătorită, aceasta a fost convocată la penitenciar pentru a se afla la masa tratativelor. Se pare că Loret a discutat cu bărbatul cu care este căsătorită și a ajuns la concluzia că nu va mai divorța pentru moment și, ba mai mult, se pare că s-au și împăcat. Surse din apropierea celor doi susțin că s-au împăcat, cel puțin pentru moment. Sau mai exact, Loret a renunțat la ideea de divorț, deși probabil că de-a lungul timpului pe care îl mai are Ciprian de petrecut în închisoare, îi va reveni. După ce s-a zis că va divorța pentru că soțul ei a primit o condamnare definitivă la 15 ani de închisoare, e bine, soțul a băgat într-o ședință și a zis, fetiță, noi nu ne căsătorim și ne despărțim și divorțăm când ai tu chef. Eu am fost condamnat la un grad de închisoare. Am nevoie să știu că o femeie mă așteaptă atunci când voi fi eliberat, cu toate că ea i-ar fi reproșat soțului său, Ciprian, că, din păcate, viața ei este una destul de grea. Păi da, săraca femeie s-a căsătorit cu el crezând că va ieși repede în închisoare. Dar lucru care nu s-a întâmplat.